Am văzut că sunt o serie de cauze în precontencios pe această, în acest domeniu al fiscalității. Cum stă România pe problema aceasta? România are o serie de cauze privind fiscalitatea. Orice stat va încerca în fața Uniunii Europene să-și impună regulile fiscale și eventual să interpreteze legislația europeană în favoarea sa, în favoarea bugetului său, să ne exprimăm cât mai plastic. Ce cauze am avut noi acum în materie de fiscalitate? Absolut toate am reușit să le încheiem în fază precontencioasă. De câte ori au fost probleme, am cooperat cu Ministerul Finanțelor, cu ANAF, am reușit să închidem cauzele. Avem însă o serie de întrebări preliminare din partea instanțelor naționale care ridică probleme de interpretare chiar unională în materie de fiscalitate. Practic sunt litigii pe care cetățenii le au de regulă cu cetățenii sau companiile românești le au cu administrațiile financiare. Întotdeauna administrațiile financiare vor avea un punct de vedere care poate nu va fi și cel al contribuabilului. Vine instanța națională și pune o întrebare preliminară atunci când constată că sunt chestiuni care țin de interpretarea legislației europene și Curtea de Justiție și vine și lămurește acea problemă. Am avut hotărâri din partea Curții de Justiție, unele din ele au validat practicile administrațiilor fiscale, au fost și hotărâri ale Curții de Justiție care nu au validat practicile administrațiilor fiscale, însă ceea ce e foarte important e că problemele au fost totuși rezolvate la nivel național, pentru că instanța internă a ținut întotdeauna cont de punctul de vedere al Curții de Justiție și când a soluționat litigiul, a avut toate elementele pe masă pentru a da o soluție conformă dreptului Uniunii Europene. Mă rog, spuneți că au fost rezolvate la nivel intern a toate aceste probleme. De multe ori rezolvarea se face, nu? De cele mai multe ori rezolvarea se face prin modificarea codului fiscal. Sunt situații care sunt sau pot fi rezolvate prin modificarea codului fiscal și astea pot fi rezolvate cel mai ușor. Da. Sunt însă situații mai complicate care țin de interpretare și poți avea, de exemplu, diferență de puncte de vedere între contribuabil și cel care trebuie să-i dea decizia de impunere, de exemplu. Exact. Da. Sunt probleme de interpretare care poate nu sunt tranșate nici la nivel european. Acelea sunt mai delicate și da, necesită o abordare mai atentă din partea autorităților, pentru că nu e niciun secret. Au fost situații în care Curtea de Justiție a statuat împotriva a ceea ce s-a stabilit la nivelul organului fiscal, de exemplu. Partea bună e că am avut instanța de judecată care a putut să ceară un punct de vedere și din partea Curții de Justiție și să dea litigiului în cauză, să dea soluția corectă. Până la urmă, eu aș vedea-o tot ca pe o rezolvare a problemelor la nivel intern. Dar de ce nu faceți dumneavoastră, departamentul dumneavoastră de la Ministerul de Externe, cu toate instituțiile de linie implicate pe diverse probleme, de ce nu faceți cumva de ce nu aveți o cooperare preventivă astfel încât să nu mai fie nevoie de modificări fiscale, de tot soiul de dialoguri și de proceduri din acestea care pun și contribuabili probabil pe drumuri, îi stresează, le pun tot soiul de probleme, mai ales că e vorba și de mediul de afaceri. În loc să oamenii de afaceri, în loc să-și vadă de probleme pe care le au cu concurența, cu piața pe care activează, trebuie să stea în tot soiul de dialoguri și de clarificări cu instituțiile statului. De ce nu... Avem reuniuni ciclice, odată la 3 luni avem un grup de lucru care se numește Grupul de Lucru Contencios UE și acolo sunt și reprezentanții ai Ministerului de Finanțe și ai ANAF-ului, de exemplu. Da. Avem întâlniri cu ei și avem un dialog foarte bun cu ei în materie și cooperarea asta ne ajută să rezolvăm problemele în măsura în care putem. Însă de la nivelul nostru de Minister al Afacerilor Externe e practic mai greu de realizat un dialog cu inspecțiile fiscale, de exemplu. Da. Aia e rolul, acela e rolul Ministerului de Finanțe, care trebuie să-și armonizeze toate practicile interne de la nivelul fiecărui județ, de exemplu, cu normele Uniunii Europene. Aici ține mai mult, poate și de lipsa unei culturi administrative europene. Totuși, noi suntem stat membru abia de 7 ani, iar problemele europene, din păcate, nu sunt cele mai populare în România. Chiar dacă
La Bruxelles se dă ora exactă. Da. Chiar dacă de la Bruxelles vin principalele linii și în materie de, de politică unională, da, în, în domeniul fiscal, nu întotdeauna cetățenii noștri sunt interesați de, de aceste probleme, sau chiar aș spune eu că sunt interesați mai deloc. Bun, dar de ce ar trebui să fie, ce ar trebui să facă cetățenii noștri? Ar putea avea o contribuție mult mai activă. De exemplu, în momentul în care o directivă se află în dezbatere publică, acea directivă la un moment dat va fi transpusă în sistemul național și după momentul dezbaterii publice, după 4-5 ani, va avea efecte directe asupra vieții lor. Noi suntem prea puțin implicați în această fază de, de dezbatere, de exemplu. Pe de altă parte, atunci când România își fundamentează pozițiile naționale sau când dezbate legislația internă de transpunere. De asemenea, societatea civilă e destul de puțin implicată în, în modul de, de, de transpunere al legislației. De foarte puține ori, noi, de exemplu, dăm avize pe actele normative atunci când se, când se transpune legislația Uniunii Europene. De foarte puține ori am fost căutați de reprezentanții ai mediului de afaceri sau de reprezentanții ai societății civile pentru transpunerea legislației. Ne întristează pe de-o parte. Când am fost contactați și pot număra pe degetele de la, de la o mână, de fiecare dată am fost proactiv și am încercat să ne întâlnim cu reprezentanții să vedem care e punctul lor de vedere, care e impactul asupra, asupra lor. La asta mă refer când zic că e o lipsă de, de interes față de problematica europeană în general. Dar cu autoritățile locale cum, cum cooperați? Pentru că, sigur, aveți această parte consistentă de cooperare cu ministerele de linie, cu agențiile centrale de linie. Dar cu autoritățile locale, pentru că sunt și foarte multe chestiuni de legislație comunitară care se răsfrângă asupra autorităților locale, iar partea de legislație locală, cum sunt hotărârile de consilii județene, hotărârile de consilii locale, la fel se intersectează cu legislația europeană. La nivelul autorităților locale, cultura europeană e și mai puțin dezvoltată. Până acum, de câte ori am avut probleme care implicau și autoritățile locale, am reușit să le gestionăm. Dialogul, într-adevăr, a fost puțin mai dificil pentru că tu, ca autoritate guvernamentală, nu ai pârghii de control asupra autorităților locale, de multe ori fiind vorba de autorități elective, da, de autorități alese. Da. Însă, noi sperăm pe, pe viitor să putem dezvolta, chiar avem în analiză la ora actuală un proiect pe, pe fonduri europene, sperăm să putem întări capacitatea autorităților locale, capacitatea decizională în, în domeniul Uniunii Europene și sperăm să dezvoltăm un asemenea proiect unde să avem inclusiv sesiuni de training la nivelul autorităților locale, pentru că aplicarea legislației europene corespunzător și de către autoritățile locale încă din prima ne, ne-ar ajuta foarte mult pentru dezvoltarea unei administrații eficiente. Are capacitate eficiente o primărie de comună sau de oraș mai mic să, să, să înțeleagă și să, să contribuie la, la problema aceasta cu, referitoare la legislația europeană? De asta vă și spuneam de, de proiectul pe care vrem să-l, să-l dezvoltăm. La ora actuală, capacitatea din punctul ăsta de vedere nu e la nivelul la care ne-am, ne-am dorit. Astfel că eu aș spune că apreciem că au capacitatea de a, de a învăța și de a îmbunătăți calitatea actului administrativ, da, luând în considerare și legislația europeană, pentru că ai, ai numeroase situații unde legislația europeană trebuie aplicată de către autoritățile locale. Dacă în ce privește transpunerea legislației, da, e, sau legislația primară se transpune la nivel guvernamental și la nivel parlamentar, în ce privește de multe ori aplicarea legislației local și mai ales la nivel local, mai lasă de, de, de suferit. Și sunt, sunt numeroase situații unde pot apărea probleme, inclusiv, de exemplu, în domeniul achizițiilor publice.